Pe agenda, în proiect al ședinței de astăzi, avem un singur subiect, audierea raportului auditului situațiilor financiare consolidate ale Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, încheiate la 31 decembrie anul trecut. Scopul auditului a constat în oferirea asigurării rezonabile în ceea ce privește faptul dacă rapoartele financiare consolidate ale Ministerului, încheiate la 31 decembrie 2018, sunt lipsite de denaturări semnificative și oferă o imagine reală și fidelă a informațiilor prezentate în rapoartele financiare, iar tranzacțiile au fost efectuate conform reglementărilor în vigoare. Responsabilitatea conducerii Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, în calitate de executor de buget ORG 1, constă în organizarea și controlul asupra planificării, utilizării alocațiilor conform destinațiilor prevăzute în buget propriu și în bugetele instituțiilor subordonate. Conform datelor din bilanț, în anul 2018, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și instituțiile din subordine au administrat activi nefinanciare în valoare totală de 2 miliarde 823,2 milioane lei, ponderea majoră revenind mijloacelor fixe în valoare de 2 miliarde 334,2 milioane lei sau 82,7% din totalul acestora, urmată de active neproductive terenuri, valoarea cărora a constituit 426 milioane lei sau 15,1%. Deși potrivit prevederilor legii contabilității, conducătorul unei entități este obligat să asigure un cadru regulator intern adecvat, aferent domeniului financiar contabil, auditul denotă neracordarea acestuia în cadrul Ministerului și entităților din subordine, la prevederile cadrului regulator și bunele practici de guvernare a resurselor financiare publice. Auditul a relevat unele discrepanțe dintre valoarea unor bunuri imobile reflectate în evidență contabilă, comparativ cu datele din registrul cadastral, situația care a influențat veridicitatea rapoartelor financiare consolidate. Verificările auditului au identificat că din 88 de obiecte de construcții speciale în valoare totală de 33,3 milioane lei supuse înregistrării de stat, nu au fost înregistrate 74 de obiecte în valoare totală de 31,5 milioane lei, ceea ce constituie 88,1% din numărul obiectelor construcții speciale supuse verificării și respectiv 94,6% din valoarea acestora. Probele de audit colectate prin eșantionare privitor la sisteme informaționale gestionate au relevat că din 117 sisteme informaționale în valoare de 36,5 milioane lei gestionate de 5 entități, două sisteme informaționale nu sunt evaluate, 56 sisteme informaționale în valoare de 4,9 milioane lei nu sunt utilizate, din acestea 5 sisteme informaționale în valoare de 2,5 milioane lei sunt nefuncționale. Contabilizarea și raportarea neadecvată a uzurii mijloacelor fixe și amortizării activilor nemateriale a determinat denaturarea informațiilor din situațiile financiare consolidate, acestea fiind diminuate cel puțin cu 1,3 milioane lei. Conform datelor raportate la finele anului 2018, cota statului în capital social al întreprinderilor de stat, societăților pe acțiuni și altor organizații a constituit 924,2 milioane lei, din care la Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului 845,6 milioane lei și la instituțiile subordonate 78,6 milioane lei. Probele de audit au constatat că cota statului în capital social al întreprinderilor de stat și societăților pe acțiuni a fost contabilizată neconform, ceea ce a determinat denaturarea informațiilor din situațiile patrimoniale cu 805,9 milioane lei. Evaluările de audit denotă că în total cheltuielile gestionate de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și entitățile din subordine, ponderea majoră revine subsidiilor, transferurilor bugetare față de fondurile statale, care în anul 2018 au constituit 1.173,8 milioane lei sau 60,3% din totalul cheltuielilor și activilor nefinanciare. Vreau să vă spun, onorată asistență, că discuțiile noastre nu se vor termina astăzi tare repede. Va fi o ședință mai de durată, având în vedere două elemente acestei situații. Prima, complexitatea sistemului care face subiectul auditului desfășurat.
E foarte complex, e foarte ramificat și bogat în componente. Și al doilea motiv ar fi acea listă și caracterul aspectelor problematice care au fost identificate și constatate în raportul său de către misiunea de audit. Aceste două motive puse împreună ne fac să avem o discuție mai lungă și gândesc eu de lucru ușor pe alocuri astăzi. Au fost mai multe reguli, mai multe nereguli detestate. Nici de cum de la început nu vreau ca să mă eschivez cumva de la responsabilitatea pe care am avut-o, cu toate că nu am gestionat nemijlocit blocul financiar, totuși împreună cu colegii am încercat să intră în toate situația creată și relatată de către colegii de la Curtea de Conturi care au făcut auditul respectiv. Atrag atenția, eu văd, mergeți pagină pe pagină cu degețelul, 27 de pagini raportul misiunii de audit. Noi dacă continuăm cu un asemenea algoritm, pentru mine nu e problemă, nu știu cum pentru dumneavoastră. Noi până mâine dimineață o să continuăm tot așa. Nerusarea valorii a avut loc din cauza neefectuării la timp a evaluării. Personal, am fost la Agenția Servicii Publice, am scos certificatele cadastrale, care au fost din 2009, atunci noaptea în calitate de director, și acum să ne confirmăm și să le aducem la valoarea justă care este în registrul bunurilor imobile. La fel vreau să aduc cunoștinței stimați vorbindu-i și președintelui, la fel și colegilor. Persoana care s-a ocupat până acum în cadrul institutului a decedat. Și personal deja mă ocup de întrebările date. Vă mulțumesc mult. Agenția Apele Moldovei nu au fost contabilizate 292 de loturi de pământ? Asta nu este. Fie și întrebare. Da, întrebare la vă rog la Agenția Apele Moldovei. La inițiativa noastră a fost format un grup de lucru în cadrul Ministerului Agriculturii Multiregionale care va elabora această metodologie pentru a putea ulterior de evaluat aceste teren. Fizic sau intelectual nu se poate reuși în toate momentele să le realizăm cu un număr foarte restrâns de persoane. Că noi facem lucruri mari și bune în contextul ajustării achiului comunitar în legislația țării. Adică, figurativ vorbind, ne ocupăm de tehnologii cosmice, foarte înalte. Între timp, nu avem lucruri elementare, cum ar fi o evaluare a unor terenuri. Nu vă pare vreo cât disproporționată toată treaba asta? E că noi avem reguli în gospodăria proprie, dar ne ocupăm de ajustarea legislației la normele europene. Și atunci una se bate în cap cu alta. Eu vreau să vă spun că am contrapus anexele din ambele rapoarte. Și atunci când noi discutăm cu directorii, mulți stimații directori de instituții, care vin cu scuze de ce nu s-a făcut, a trecut un an aproape de atunci, din august 2018. În anexă găsesc aceleași instituții cu același număr de terenuri și aceeași sumă, valoarea terenurilor necontabilizată. Ar fi bine ca așa o ședință cu toate instituțiile de subordine ale Ministerului, care vin cu rapoartele financiare pentru a fi consolidate în cadrul Ministerului, așa ședință să fie la etapa de inițiere a elaborării rapoartelor financiare. Asta este motivul neconformării acestei unități a legii contabilității. Modificările despre care merge vorba a stației de curare și mai sunt niște modificări a căminilor de vizită a revenit din simplu motiv că anul 2014, când s-a început implementarea acestui proiect, a fost un an, dacă cineva își mai amintește, foarte ploios și noi am fost pus în situație de a veni cu soluții, cu propuneri față de, în primul rând, față de autorul de proiect, ca să modificăm acele cămini care se erau situate pe un șes de-a lungul satului. Imediat după, Curtea va intra în deliberări care se vor produce în regim închis, nu în calitate de recomandație oficială, fiindcă voi depăși nițel cadrul oferit de lege, iar conform acestui cadru veți găsi tot conținutul dincolo de raport în hotărârea Curții și în scrisoarea care va fi adresată. Dar dincolo de ele,
Câteva constatări urmare a discuțiilor de astăzi. Într-adevăr, făceam un scurt schimb de opinii, acum neformal cu colegii, un mers destul de greoi, anevoios, nu știu cum, cleios, în comparație cu multe alte subiecte, ceea ce într-adevăr denotă, pe de o parte, caracterul foarte vast, foarte larg al domeniului, dar și prezența mai multor probleme. Domnul Șurelu, vreau să apreciez, eu mă uitam așa cum luați focul asupra dumneavoastră de fiecare dată și vă apărați doamnele venite din direcția financiară, contabilitate. Într-adevăr, este un comportament demn de un conducător, de un bărbat. Asta înseamnă salvează situația pe ansamblu. Doamna, sunteți alături de domnul secretar general, doamna Covic sau doamna Negru? Doamna Covic, secție financiară administrativă, pur omenește. Aveți prea multă bunătate omenească în ochi și probabil și în suflet. Peste măsură. Astfel încât această încălcare de măsură poate să afecteze eficiența în activitățile de care sunteți responsabil. Cred că mi-ați înțeles mesajul. Trebuie să fie ordine și disciplină și foarte mult depinde de serviciile dumneavoastră, de rând cu Serviciul de Evidență Contabilă. Cu așa un zâmbet frumos și bunătate în ochi, eu sunt sigur, în tot sistemul ăsta nimeni nu o să vă asculte. Fiindcă la noi, în piculeță, altfel sunt construite relații.